Argeș, numărul 9, se deschide cu rubrica criticului Gheorghe Grigur, cu o rubrică insolită oarecum, răspunde în fiecare lună la o întrebare. Deci am putea să-i zicem rubrici o întrebare, un răspuns. De data aceasta este vorba despre polemică. Cum stăm cu polemica? Se întreabă domnul îl întreb eu și răspunde domnul Grigur cu cum stăm cu polemica, e fără semnul întrebării. Și chiar scrie un articol polemic. În rest, avem rubricile obișnuite ale revistei, semnate de Mircea Bărsilă, Radu Aldulescu, care scrie despre poezia lui Gheorghe Izbășescu, George Stanca, Petru Pistol, Leonid Dragomir. Avem un, aș zice că, axul principal al revistei, îl reprezintă poezia strânsă sub un generic Toamna Poeziei, în care publică poeții Viorel Mirea, Nicolae Sârbă, Anton Jurebie și Ion Maria. Și ca o noutate și Nicolae Oprea, care după ce a criticat o viață întreagă pe poeți, acum a scris poezii și are o pagină de poezii. De altfel, acest scurt sumar al revistei l-aș încheia cu o poezie de Anton Jurebie, un poet necăjit care trăiește aproape într-o insulă așa din Dunăre, ca cu 200-300 de ani. Se numește Un hectar de poezie. Stau la țară și cultiv un hectar de poezie. Din el mă hrănesc, mai și vând câte ceva din rodul lui. Într-o zi va rămâne paragină. Cine să cumpere un hectar de poezie, să bage bani în el ca să aibă profit? UE n-ar da un eurocent, iar guvernul nostru nici nu vrea să audă. Deși îl însămânțez cuvânt cu cuvânt, ministrul culturii agricole are alte treburi, mi-ar răspunde cu întrebări, că n-am ce face, ce m-a găsit să cultiv poezia în locuri izolate. Cine să aibă nevoie în ziua de azi de un hectar de poezie chiar și cultivat? Este vorba așadar despre numărul 9, pe luna septembrie, al revistei Cafeneaua Literară. Aș spune că piesa tare a acestui număr este un interviu cu Angela Marinescu, o poetă destul de bine văzută în câmpul literar românesc. Este o doamnă care are o vârstă de aproximativ 70 de ani și care nu se înghesuie niciodată să dea interviuri. Într-un fel aș spune că este o victorie că am reușit să iau acest interviu. El are câteva întrebări legate de cărțile dumneaei și despre postmodernism. Curentul la modă, aș spune eu, din 85 până astăzi, practicat de generația 80, chiar interviul se numește Temeiul postmodernismului este revolta. Noi am preluat teoria mimetic fără motivare personală, spune doamna Angela Marinescu. Dumnezeu face referire în acest interviu și la câțiva critici, Dan Cristea și Daniel Cristea Enache, care au scris despre cărțile dumneai și care nu au avut o părere foarte bună, însă modul în care doamna vorbește despre ei este destul de măsurat, deși este știut că doamna Marinescu este o scriitoare care își apără întotdeauna poziția și nu este ușor să intri în dialog cu ea. Livian Stoiciu este poetul care a câștigat un premiu la un concurs
de poezie, de fapt de literatură argotică, se numește De la Sibiu, desfășurat acum 2 luni de zile, și el dă în cafeneaua literară o replică lui Alcis Terecan, un critic foarte bine văzut în anii aceștia, mai ales critic de poezie. Acolo, la acest concurs de literatură, s-a întâmplat un mic incident, în sensul că Alcis Terecan l-a criticat public, deci, pe Stoiciu. Iar în acest număr, Stoiciu, poetul Livian Stoiciu, îi dă o replică, se numește Alcis Terecan s-a deprofesionalizat. Doamna Magda Ursache, după cum știm, scriitor de la Iași, și-a pierdut de curând soțul și are în cafeneaua literară 2 pagini tulburătoare, aș spune, consacrate acestui eveniment al domniei sale. Continuăm în paginile cafenelei ancheta Poezia postmodernă, la care răspunde astăzi, în acest număr, Emil Nicolae, care este poet și care văd că are o mână de critic foarte, foarte bună. Este unul dintre cele mai interesante răspunsuri care au fost primite la anchetă de când o desfășor de aproape un an de zile. Domnul Grigurcu scrie despre Nicolae Prelipceanu, un poet care are foarte multe funcții în conducerea Uniunii Scriitorilor. De câțiva ani, în ultima perioadă de când este domnul Nicolae Manolescu la conducerea Uniunii Scriitorilor, Ștefan Ion Ghilimescu ne vorbește despre Ghilime, despre Călinescu, iar Rachieru, domnul Rachieru, are un articol despre Constantin Noica. Am poeme de Dochia, scrise de Florentin Dochia și de Lucian Mănăilescu. Dochia a început să scrie de câtva timp în limba franceză sau îi traduce cineva, cred că o să publice o carte în română-franceză. Radu Voinescu scrie despre revista lui Dochia, care a făcut o serie de... care a publicat o carte în care sunt reluate toate anchetele revistei lui, revista nouă se numește. Iar Paul Arețu scrie despre ultima, recenta carte, mai bine spus, a lui Casian Maria Spiridon, este vorba de o carte de poezie. Doamna Liliana Rus are un fel de parabolă, semnează un fel de parabolă și Ioana Bahna scrie o cronică la Pălăria de Pai, o carte a Cleopatrei Lorințiu, care este soția poetului dispărut Tomozei. Și în fine, domnul Ion Pantilie scrie despre pictorul Costel Butoi, tot despre el scrie și Denisa Popescu. Costel Butoi este, a fost un pictor interesant, foarte interesant, care a trăit în Pitești, a încetat în viața acum 2 luni. Acesta este în mare, numărul 9 pe septembrie al Cafenelei Literare, mai nou sponsorizată de AFCN. În revista Cafeneaua Literară voi citi parabola semnată de mine la rubrica Fereastra. Un rezumat al simplității ar putea fi puțin și bun, puțin și de o luminoasă naturalețe. Și mă gândesc un fel de utopie secretă că acest lucru ar fi posibil nu numai pentru cei care au o înclinație către ordine, armonie și spații curate. Să poți să fii fericit cu puțin, să nu-ți complici existența acumulând lucruri, gânduri și evenimente inutile,
să renunți la artificii și supraîncărcare, să nu te îngropi între obiecte. Iată reforma unei lumi care ar trebui să înceapă mai întâi pe dinăuntru. Vreme irosită cu nimicuri. Petrecem sute de ceasuri numărând, dărâmând și apoi rânduind și o pornim de la capăt. Nălucile dorințelor noastre urcă unele pe umerii celorlalte fără să avem conștiința simplității, a clipei de care cu adevărat avem nevoie. Există și alt mod de a trăi, mai profund și mai echilibrat decât un trai supra-saturat de podoabele modernității, ciudat de simplu. Calmul unui interior alb care să reflecte lumina, liniile simple ale mobilei, apa nemișcată a unui covor într-o culoare caldă, o perdea diafană, o floare, ne-ar aminti mai degrabă bucuria pe care o simțim atunci când suntem pe o plajă întinsă, pe o pajiște verde sau în apropierea unei câmpii. Calmul și serenitatea unui asemenea spațiu ar lucra subtil în adâncul ființei noastre. Așadar, reformă și ordine. Lucruri puține care ni se potrivesc, nimic la voia întâmplării. Siguranță lăuntrică, o imensă pace care să înlăture orice altă simțire confuză. Și lumina să fie lăsată să pătrundă oriunde, să poată îndepărta fără milă toate înfloriturile, zorzoanele și excrescențele unei existențe care nu a cunoscut niciodată regenerarea. Un mesaj limpede ar însemna întoarcerea la firesc și, totodată, regăsirea echilibrului interior pe care l-aș compara cu un mic pavilion alb într-o grădină. Clipa de întâlnire cu primele noastre urme. L-am cunoscut în vremea când eram adolescent. Eu aveam 17 ani, poetul avea 30. M-a apropiat cu delicatețe și căldură. Era un bărbat aproape înalt, cu fața măslinie, luminată de ochii sfredelitori, negri, încadrată de părul purtat mereu lung, nonconformist. În copilărie sau adolescență, Ion suferise un accident, în urma căruia rămăsese cu un gheb în spate, gheb care l-a făcut subiectul multor glume, unele frumoase, altele neobrăzate. Cu toate astea, poetul se purta normal, nu le ținea pică celor care îl ironizau din pricina infirmității. La un moment dat apăruse în târg o anecdotă pe seama acesteia, scornită de un prieten, nu mai amintesc bine cine a fost autorul drăciei simpatice. Anecdota suna cam așa. Știți care e culmea cântării României? Să-l critici pe Ion Popace și anul și el să se îndrepte. Anecdota îi se trăgea și de la poeziile patriotice, cam multe pe care le publica, printre Mircea publicație. Cândva i-am reproșat această angajare în pletora de slăbitură ai Partidului Comunist, așa cum și alți amici comuni i-au reproșat. De fiecare dată ne dădea o explicație pe care o acceptam destul de greu. Măi băieți, eu vin de la țară, dintr-o familie numeroasă. Suntem 12 frați, am un serviciu mărunt în administrația Casei Corpului Didactic. Scrii în baza conile astea, mă mai pun la adăpost, mai deschid și eu niște uși să-mi ajut frații și prietenii. Ce știți voi? Trăim într-o lume cretină. Apoi mai am un folos. Rahaturile astea de poezii mă ajută să scot cărțile cu poezia adevărată. Și mai este ceva. Partidul plătește bine. De ce aș arunca cu pâinea pe jos? Actorul Cristian Tuț avea obiceiul să-i zică lui Ionul de câte ori acestuia îi apărea câte o osanat pentru partid. Ioane, Ioane, iar ai dat o dezmințire că nu ești foie de cafenea, ci de curte. Uitam repede acest nărau, mai ales pentru că mai vârstnicul nostru camarad ne trada ca pe egalea lui, ne susținea când aveam lecturi în cenaclu, adesea citam lucrări îndrăznețe, interpretabile, care ne expuneau criticilor necruțătoare aduse nouă de adevărați indoctrinați. Unii au uitat toate astea. Alții, deși marturi la apărarea cimilor, deși anul se prefac anuștinii. Am să scriu despre femeia de lângă mine. E o lacrimă pe tocuri, mai înaltă ca tocurile. Ochii ei umplu paharele și le deșartă pe rând. Un sâmbure uriaș, gura când nepăsător, când dușmănos de fierbinte, se înfige întâmple odată cu sprâncenele, buzdugani opintite și jurăminte. Pe obraji atârnă o ceață netedă, îi spune bolnavă, dar nu despre boală e vorba, ci despre cât a murit și despre cât a putut să învie, despre cât a lăsat și cât a primit.
O lacrimă pe tocuri absurd de subțiri este femeia de lângă mine. N-am liniște din pricina ei, din pricina gleznelor de fetiță adormită, pe care se suie și coboară, se suie și coboară, fără să-și pună întrebări. Nici dacă trece strada, nici dacă țipește cu minte la semafor, cât s-o mângâie verdele, apoi roșul, cu nesfârșita lor singurătate. Și cel de-al doilea poem sună așa. Ți-am spus de multe ori că mirosul tău mă frăgezește la subsuori. Vin greierii să mă lingă și mă cântă înainte să-și stingă apusul toate luminile. Miroși ca rădăcinile peste care cerbii aleg să se culce, ca pământul pe care, lângă ochiul de sare, se zbate năuc ochiul dulce. Miroși odinioară ca azi. Greierii tăi sunt mereu uzi și calzi. Mulțumesc!